E liber? Mulțumesc. Știți, eu am loc în compartimentul celălalt. Da, n-am cu cine discuta. Va fi greu, dar vom promova totuși în semifinale. Foarte... Unde mergeți? Unde mergeți? A, eu merg la Bolintin. Și eu tot la Bolintin. Eu sunt profesor de muzică, compozitor. Fiți amabil, spuneți-mi și mie cum ajung la Bolintin. Cum puteți? Adică... Adică mai multe feluri. Cum adică? Pe jos. Și altfel? Păi dacă nu vă place așa, tot pe jos. Ascultă, tovarășe, alt mijloc de locomoție nu există. Ba da. Cu căruța aceea pe urmă. De unde o iau? În spatele centrocopului. Dar nu-i nicio grabă. De ce? Pentru că când mai ținut dumneata de vorbă, o fi plecat. Ce ți-e și cu bucureștele ăștia? Ți-a dat timpul de muncă și nici măcar... Mersi nu poate să zică. Nu vă supărați. Știți cumva unde staționează căruța aceea pe ului din Bolintin? Căruța? Da. Era plină. Nu m-a luat nici pe mine. La Bolintin mergeți? Da, dar nu știu drumul. Eu îl cunosc, dar mi-e cam frică singură. Păi, mă sosesc eu. Mă ajutați? Da. Vai, ce bine pare. Mulțumesc mult. Asta e tot. Nu nimic, dar fia mă echilibrez mai bine. Mulțumesc mult. Să vă ajut și eu. Lăsați la mine. Faceți naveta în fiecare zi? Nu sunt navetistă, sunt bibliotecar. Și eu cred că dăm că vezi cărămizi în pachet. Cărțile sunt mai grele, conțin idei. Vă salut, colega. Augurii. Descurcăreți, om. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere mare. Eu am ajuns. Primăria e acolo, uite. Om bun! Și dacă ai fi pungaș, n-ai zice la fel? Da? Ce vrei? Vreau să dorm. Dar ce ai, ce-ai camping? Nu e, dar mi-e somn. Circulați, vă rog. Dă puțin scurt. Sunt nou veterinar repartizat aici. Păi de ce nu spuneți așa? Trăiți de când vă așteptam. Știți, a mai venit cineva. Tovarăș, zice că e profesor de muzică, dar eu cred că e tot doctor. M-a întrebat dacă primarul are ureche. Iar dumneata? Auzi, iar dumneata? Văd că te-ai instalat bine aici. Apartament, în toată regulă. Da. Eu cred că la țară e liniște. Păi nu e. În loc de daci tractoare, câinii latră, cocoșii cântă. Și ce-i mai rău e că paznicul fluieră. De ce-i mai rău? Era fluieră fals. Seamnă că va trebui să vă ocupați de el. Cum adică?
Faceți educație muzicală. De ce vă strâmbați? Am zis ceva care nu... Mă doare așa. E dispensar în comună? Mâine. Ne interesa mâine. Noapte bună. Ce dacă? Mi-a spus să vă scorc întregi. Da. Cât e ceasul? 4:30. Ai ceas? A trecut. Good morning. Scuze me. N-am timp. Păi nu știi că suntem în campanie? N-am timp de referate, de statistici. Altă dată. Păi, sigur, altă dată. Da, da, te salut. Dumneata, ce cauți aici? Nu vezi că avem treabă? Păi pentru treabă am venit și eu, sunt repartizat aici. Ce meserie? Veterinar. A, deci ești doctorul veterinar pe care l-așteptăm de 2 ani. Unde ai umblat până acum? București. Paris. Stockholm, Amsterdam. De ce ștobă de carte? Cu așa o practică? Nu, am fost cu echipa națională de handbal. Cum știi că te cheamă? Petrescu Radu. Nu-i fi stânga de aur, a? Internaționalul? Handbalistul? Fost. Da, da. Știi că pentru meseria asta e nevoie și de stânga, și de dreapta, și de cap. Asta e... Deci? Aș vrea să știu, în primul rând, unde o să stau. Nu, stai puțin, în primul rând, aș vrea să-ți arăt eu ceva. Asta. Doctor Fermă, Bolintin, nu Bolentin, 10 km de București, aranjat, campionat, turneu, confort. Deci, când pleci, cu ce tren? Transmiteți, vă rog, la București. Rugați centralitatea să transmită. Eu stop aici. Nu vin decât luat pe sus, stop, stânga de aur, stop. Ah. Am mai auzit noi din astea. Cu casa cum rămâne? Când mă întorc de pe câmp, vorbim, dar poate te răzgândești. Ziua. Bună, flăcău. Fumatul nu e sănătos. Știu, face cancer, dar la vârsta mea ce mai contează?
Pentru vaci vreau să spun. De-aia nu să fumeze. Regulamentul prevede că... Regulamentul zice așa, intrarea persoanelor străine în graj de interzisă, așa că... Optima vară. Își cam glumesc, dumneata. Sunt nou medic veterinar. Să trăiți, tovarășe doctor, bine ați venit, de când vă așteptam, tovarășe doctor. Să trăiți. Sunt tovarășul Bâcă. Bâcă. Aveți multe animale? Da. Nu. Păi avem vaci multe, avem tăuraj de păsilă, avem oi, avem perbecuți. Gheorghe! Alatul pentru tovarășul doctor. Aici! Ei, astea sunt vaci cu doxă străină. Holstein. Holstein. Ai da, așa cum spuneți dumneavoastră. Păi asta... Asta merg în ceasoriu, da? Apropo, cât e ceasul acum? Fix 7. După soare? Ei, după. Ei, nu greșești așa? Ei, când nu, mai rămâne numai cu vreo jumătate de oră, dar la caz de nevoie avem și ceas, Gheorghe, ceasul. CFR. Garantat. Da, bravo. Da. Ia, da. Să știi că o să trebuiască să te cam lași de fumat. Fumatul? Mai vorbim. Întoarci lumea pe dos. La emisiune. Ia zi. V-am adus de la seară. Știu că vă plac să vă bucurați dumneavoastră. Mulțumesc, draga mea, mulțumesc. Hei, zi. Despre veterinar. Da? Ce-i cu el? Veterinarul e ca smucit. Cum adică? Alergă toată ziua. Vai, ce frumoase sunt. Cu bani? Gata, gata, Serafica, da. Lasă asta și spune mai bine cum e cu... Tovarășa primar, mai bine vă arăt, când e povestit. Uite, să spunem că ăsta e grajdul. Și eu sunt veterinarul. Știi ce face el toată ziua? Hai să vă arăt. Ce face, dragă? Tovarășa primar? Alargă! Da, știți cum alargă? Și se mătușește, dar nu știu de ce alergă el așa pe picăul. Și nu mai oprește, se șterge. Nu-i cunoaște pe nume și încurcă. Săratica, tu vorbești serios, dragă. Sărmânuța. A, tovarășul doctor veterinar. El. A venit-o mai bine. Dacă ai ceva de cărat degeaba, sunt ocupat. Tovarășa inginer, am două vești. Una bună, una rea. Cu care să încep? Cu a rea. Mă rog, cum credeți dumneavoastră? Așa, a sosit tovarășul veterinar. Și cum a sosit? A început să-i facă benzere Vetuței de la bibliotecă. O știți pe Vetuța? Vetuța de la bibliotecă. Nu mă interesează. Păi de mine, tovarășul meu, dar lăsați cu dulciu, dar se poate. De ce nu m-ați lăsat pe mine? Sau așa? Și? Ce era una asta pentru mine? A, nu pentru dumneavoastră. Știți, vreau să vă iau o cameră. Provizor, până toamnă. Nu mi-am nicio cameră. Mi s-au dat două camere și așa rămâne. Da, chiar așa l-am spus și eu. Oamenii spun că-i dat dracului. Nu, zar. Veterinarul? Nu. Băi, l-am amendat pe eu în grăjdarul. Dar de ce credeți dumneavoastră că l-am amendat? Nu știu. Nu, că vreau să știu, de ce credeți dumneavoastră că l-am amendat? Pentru că fumează în graș, tovarășa inginer. Fumează? Tovarășa Serafica, nu mă interesează. Telegrama expediat-o? Sigur. De ce uneață? Fulger. Știi cum o să-l expediez eu pe veterinarul ăsta? Fulger. Bună, Goane!
Dar ce de musafiri o să aveți? Nu, dragă, că s-a-l trimis la fată. Dar ce, dragă, mi-a adus pensia? A, nu. O telegramă de la domnișoara Silvia. Sper să fie vești bune, semnați. Păi cum să semnez? Nu vezi cum sunt cu... Ia, pune mâna și semnează acolo. Da. Da, taconul Costică unde e? Păi o să fie, că era pe aici adineori. Ia stai, dragă, să trăiești, că prea e liniște. La revedere. Mergi sănătoasă. Costică! Ce vreau face? Costică! Unde te-ai ascuns, Costică? Vino încoace când îți spun! Că ne-a venit telegramă de la fată! Gata! 10 la 2 pentru strada portului! Dragi părinți, vă rog foarte mult, stop! Așa? Să veniți! Da! Adică noi! Pe noi! Cât mai repede! Caranjez casa! Stop! Adică ea. Silvia. Da. Stop. Și Radu? De ce nu semnează? Păi... Silvia, stop! O fi ocupat. A, nu. Silvia, stop, gata. Nu, e ginere, Costică. E ginere, Costică. Silvia. Ce faci, dragă, aici? Ce cauți aici? Cum ce caut? Am venit la post, sunt medic veterinar. Ce? Da? Sigur. Și mie de ce nu mi-ai spus? Cum nu ți-am spus? S-am spus la primărie. În cadrul oficial, de față cu socrii. Nu? Am crezut că glumești. Nu glumea. Nu? Nu. Bine ai venit la post, tovarășe... Tovarășe medic veterinar. Încântat. Ține puțin. O, ce e de vânzare, scura asta. Iar cu apropo ori. Nu, dragă, nu. Am un prieten compozitor. Ce creație ar face el în patul ăsta, cu lirea asta? Ți-a fost dor de mine? De 10.000? E scrocule. Sfârșit, te recunosc. Când te-am cerut de soție ultima oară, mi-ai spus că n-ai 10.000. Acu ai? Dumneata locuiești dincolo, hai. Da, eu dincolo? Da, da, da. Ce era așa, da. La revedere. Nu, nu, da, acolo, da, da. Somnușor, vise plăcute. Gânfat și nepoliticos, ca de obicei. Thank you.
scumpat-o. În ce gând? Ce mai dorești? Vino de vezi. Cam să-ți dau ceva. Ce-i? Primește-ți, te rog, părinții, dragă, cu brațele deschise. Sunteți foarte spiritual. Da, stai puțin. Acum ce mai vrei? Ce? Am uitat... Vreau ceva. Ce vrei, dorești, am ceva? Vreau ceva. Păi, ce vrei? Un ciocan și niște cuie. Păi de ce nu spui așa că-ți dau eu? Da, stai la tine în cameră, te rog. Gât. Na. Auzi? Auzi, auzi? Păi, cine? Ți le dau când vine mama sacra. Și vorbește frumos de ei. Că te-au iubit. Nu te mai da mare cu ce? De ce nu dormi? N-am somn. Mă trage Sirius. Cine? Seama din capul carului mare. Nu prea te frice blastele? Nu. Ai tu o fire rece? Da. Ai iubit vreodată? Poți să fii sigur că nu. Ai peteșugul ăsta, altfel erai o nevastă foarte bună. Așa grăsuță cum ești tu, durdurie, da? Auzi, eu am fost premiantă. N-am bătut mingea pe maidane ca alții. Nu dau nume. Așa este. O să spun drept, eu le-am cam bătut. Rio, Janeiro, bineînțeles. Roma, Bruxelles, Londra. Asta zic și eu, Maidane, premianto. Ridici zidul până sus. Da, da. Putea să încuiești cu cheia, nu? Zidul e mai sigur. Bună ziua, tovarășe Serafica, te rog, când pleci la seară, treci, te rog, și pe la poștă și expediază asta, Fulger, da? Da, sigur, Fulger! Te rog. Acum. Acum te rog. Acum. Pana Eleonoro! Pana Eleonoro! Intră! Oh. Bună ziua, Pana Eleonoro! Bună ziua, dragă! Dar ce este? Ai adus pensia? Nu, o telegramă. O telegramă? Da.
N-ai ținere de minte, mi-a adus alaltă eruna. Asta e alta. Vai de capul meu. Și de la cine e? Ia, ia uite-te acolo, că eu nu știu unde mi-am pus ochelarii. Tot de la domnișoara Silvia. Vai de mine și ce scrie? E de rău sau e de bine? Dragi părinți, vă rog foarte mult, nu vă supărați. Plec curat unde legați. Nu mai veniți. A, e de bine. E de bine. Ah, pune acolo pe se adus-o. Vă aduc la 4. M-am grăbit să vă aduc telegram. Bravo, dar să vii, să vii repede, că noi plecăm undeva după asta. Vin, vin. La revedere, coana Leona. Să treci, la revedere. Trești. Costică! Costică! Dar ce s-a întâmplat? Vino încoace, că am treabă cu tine. Ce s-a întâmplat? Ne-a venit o telegramă de la fată. Și unde e? Uite aici, uite aici, a pus-o aici fata aia. Ia vezi ce zice. Strada Portului. Dragi părinți, vă rog foarte mult, stop, să veniți cât mai repede, că aranjez casa, stop. Silvia, stop. Păi e la fel cu aia trimisă ieri. Asta văd și eu, dar de ce? Alaltă ieri, nu ieri. Da. Alaltă ieri. Săraca fată. A crezut că n-a ajuns prima telegramă. Te pomenești, drag. Eu fac bagajul și plecăm la ea. Gata, s-a terminat. Stai puțin, stai puțin, stai puțin, că nu... Stai puțin. Uite ce este, eu nu pot să plec cu tine. Cum nu poți să pleci cu mine? Nu pot să plec pentru că n-am terminat încă dantela și nu pot să mă prezint în fața fetei cu dantela neterminată. Ce pune ea în casă? Așa e, dragă. Păi? Păi bine, și eu cu cine plec? Te duci cu fratele meu, cu Mitică. Și cine vorbește cu el? Vorbești tu, că eu sunt răgușit. Și biletul lui? Cine îl plătește? Biletul lui îl plătesc eu. Și el îți plătește biletul tău, că frate m-a fost întotdeauna mare cavaler. Nu mai avem nuntă duminică. O știți pe Ceta? Ceta de la Supercop, Ceta de la Menaj. Hai pune-ți-că așa drăguță, ca o căpriță. S-a certat. Cetuță! 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 Dar unde ești tu? Unde ești? Știi ce frumos e? E frumos! Tu crezi că el o să vrea să... Să ce? Cu mine! Da! Da, sigur că da! Da, Cetuță! Dar nici nu m-am gândit la asta, val! O să te iubească! Da! O să pleci viața, o să înveți! O să le pleci pe ăsta în aur! Să sigur! Da! O să te pup! Să fie un ceas bun! Așa, Cetuță! Nu mai plângi! Nu merită să plângi! Casa Ganea, vă rog! Da, că m-ai stropit! Of, nu ești în stare de nimic! Hai! Stare de sună! Da! Tata! Getuța! Da! Auzi? Știi pe medicul veterinar? Doctorul veterinar? Bună ziua! Bună ziua, tovarășe doctor veterinar! De unde știți că sunt veterinar? Toată lumea știe! Aha, merge bine telegrafă, nu? Frumoasă! E, cu îngrijim... Că lapte dă. Două găleți. O îngrijim ca pe copii ăștia mici. Așa și trebuie. Auziți? Știți cumva unde stă Ganea? Ganea? Păi, colo, la dreapta de la primărie. Ce s-a întâmplat? Vine noul doctor veterinar. Ascunde vaca. De ce să ascund vaca? Lasă fii zestră, la vedere. Ești nebun!
Getuța noastră are zeste cât pentru doi doctori. Stai, du-te, du-te la Cuscru Ilie să-ți dea televizorul color. Apoi, stai, du-te la Văru Costică să-ți dea butelia și du-te și la Liliac să vină cu toții încoace. Costică, n-ar fi rău dacă am luat și o mașină de spălat și cu frigider. Ce zici de asta? E bine, e bine. Dacă în lipsa mea vine omul, fii atent cum îi vorbești. Nu, totorule! Las pe mine că știu eu cum să... Negane! Negane! Care ești, bă? Veterinarul! O, tovarășul doctor, poftiți, vă rog, poftiți! Ce cinste pentru noi! Tocmai acum fata e de servici. Nimic pe mine vreau să mă scuzați. Veniți-mi și eu să vă... Știm, vă arăt totul și înăuntru și afară. Eu zic să mergem întâi în graș, să nu vă rețin din treabă. Da, 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 o dulceață sau o carafă cu vin, poate sunteți obosit, o cafea. Mai bine în graș, deci după aceea. Cât vă dă? Avem, oricât, nu ne tocmim. Poftiți, poftiți, vă rog. Poftiți, mă. Grajdurile nu-s acolo? La grajd pe aici ajungem. Poftiți, poftiți. Da, da. De era Gherghina acasă, dar avem televizor, tele... Avem și televizor color, dar l-am împrumutat la un neam. Poftiți să vedeți mai departe. Poftiți, mai departe. Hai. Să vă arăt sus. Poftiți, poftiți, poftiți. Poftiți, 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 vă rog. Da, la mașini vă pricepeți? Da. Carnet aveți? Da. De 4 ani, de profesionist? Eu am căzut de 4 ori. Getuța nu vrea să conduc. Fiat lui al nostru. Dacia e a ei. Cadou de nuntă. 0 kilometri. A venit naked! Aici sunt naie! Ți-am adus televizorul! Stai, bă, oprește! Ce-i cu voi, bă? Ți-am adus buteliile! Ți-am luat 2! Să vadă și tovarășul doctor cât de pricopsită e getuța noastră! Numai Silvia mi-a făcut-o. Ți-am adus și frigiderul! Măgari! Mm-hmm. Silvia mi-a făcut-o. Getuța o cheamă? Da, da. Eu sunt unchiul getuții și fratele lui mai mic! Multă lume pe aici? Da, vine, vine, vine foarte sau multă. Sau pentru că-și da ventul, că... A, nu, 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 nu numai, nu numai. Uite, cei care își cumpără vite, vin la mine la bibliotecă. Slăbi vigilența. Iubire, bibelou de porțelan, obiect de preț pe existența efemeră, de ingineră! Că de-aia te-am lăsat acum un an! Dă-te la o parte! Sarcă!
arde. Dai foc la casă? Bănuia mea că nu știi să gătești deloc. Iartă-mă, văd că ai pe cineva la masă, iartă-mă, te-am deranjat. Mai încet! Până... Bună seara! Să rămână! Supărat! Ați și aflat? Dacă nu știi că un primar trebuie să știe tot, dar mi-te o primăriță. Așa este. Eu mă duc la ale mele. Poftim. Holstein. Sunt la Holstein. Sunt la Holstein. Holstein? Dirijor? Ce faceți, tovarășe profesor? Mulțumesc. Ce faceți? Ce faceți? Dirijez. Și pe cine dirijați? Corul pe care îl voi înființa. Dar până atunci exersez. Bine, și o să stați tot timpul așa în casă? Păi de unde să mă duc? Locuința pe care o voi primi, abia se construiește. Dar nu credeți că ar fi mai bine să vă duceți să dați o mână de ajutor zidarilor? Poate că termină mai repede. Eu nu mă pricep la zidărie. Bine, atunci o sarcină mai ușoară. Luați mâine copiii și vă duceți cu ei la sortat. Cartofi. Cartofi? Da. Eu nu mă pricep la... decât la muzică. Eu sunt un mic Holstein. Foarte bine. Atunci cântați și sortați. Cântați și sortați. Cântați și sortați. Pe urmă faceți o mică pauză ca să vă mai trageți sufletul, nu? Și pe urmă iar cântați și iar sortați, iar cântați și iar sortați. Da. Sper că ne-am înțeles. Da. Succes. Bine.
Pas 11, pas 12, pas 13, pas 14. Câte mai am? Mult! 6 ture! Pas 14, pas 17, pas 18. Ce-mi tovarșul? Soția! Se antrenează pentru maraton și ea! Ce soție, mă, mincinosule! Ce te-a făcut? Aie, strocule! Aștept pe stroc, așa... Ioi, stroc! Da, da, da! Hai, hai, mai lasă-mă! Pierzi-mă avansul, tovarșul, doctor! Ia, te-a spus, mă, lasă-mă, face și... Da, lasă-mă, face, te rog foarte mult! Mai da, nu, mai da, nu, da, 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 Cât e ceasul? Nu știu. Mi-e foame. Încep, încep să-mi despaș. Ce muncit? Atâta la ele? Hai copii, hai, hai! Mai repede, mai repede, mai repede! Ce faci? Nu pe acolo, dragă! O să-ți dea amendă! Ești pe acolo, să te pierdici! Mitică, nu pe acolo ieșirea! Unde? Ce mi-ai făcut, mototolule? Unde ești, Costică, să vezi ce frate mi-ai dat pe cap? Știi ceva? Ce să știu? Dacă luam o găleată, nu stricam bunătate de borcan. Taci din gură că mi se suie sângele la cap. Și voi ce căscați gura aici? Hai, n-ați mai văzut murături? Mai bine numără până la 5 și răsufla adânc. Eu sunt Mitică Leonoro. Nu sunt frate mi Costică. Hai să vedem cu ce mergem în gara de nord. Cu taxiul, că n-am să mă duc cum. Hai mai uite, dragă, Mitică. O mai moșești mult acolo? Ce faci, băiețaș? Unde mergi? Ce mai întreb? La gara de nord? Dar vreți să o iei prin centru, ca să mai vedem și noi orașul. Dar să nu ne coste mult. Te rog să mergi mai încet. Unde ești, draga mea din București? Unde sunt speranțele iubire? S-au sfârșit ca toamna trandafire. Unde sunt și unde ești? Mi-amintesc colțuri dragi din București, ce cântau cu inimile noastre melodii spre zările albastre. Dar a fost odată ca-n povești, colindam pe străzi cu tine, iar lângă noi și dorul poinerea. Ne simțeam atât de bine că n-am fi vrut să ne oprim cândva. Unde ești, draga mea din București? Împăreai iubirea mea cea mare, dar ai fost o simplă trecătoare. Te privesc, dar ce departe ești?
Cu ochii închișere văd în gând imagini din trecut, aud cuvintele de atunci în care am crezut. Bine spuneai cu glas de farmec neasemuit, revăd ca pe un ecran mirajul ce s-a risipit. Unde ești, draga mea din București? Unde sunt speranțele iubire? Tovarășul! Tovarășul! Dorește ceva, tovarășa? Da, vă rog, unde găsim un taxi pentru Bolentin? Taxi? Da. Aici? Da? Cum adică? Și cum ajungem noi la Bolentin? Dacă mă grăbiți, găsiți căruța aceea pe lui. Dar trebuie să mergeți acum, că altfel o pierdeți pe asta. Așa, așa. Hai, cucoană, hai. Stai! Opa! Hai, cucoană! Hai, cucoană mare! Opa, așa! Opa, așa, mamă! Hai, mititei! Mamă! Dar ce faci, dragă? N-am mai luat pe viața. Salut! Salut, patrule! Ăsta umblă cu tricul gol, face foamea. Ismea, de ce ai inventat povestea aia cu veterinarul, cu bibliotecara? Am vrut să vă rămân în dumneavoastră camera. Mă duc să aduc apă. Silvia, stai că... Silvia, auzi, stai, mă! Stai, mă! Stai, mă! Ce? Da, da, mă așteaptă. Stai, gândeam... Ai fost la bibliotecă. Ce? Lectura ți-a lăsat urme pe obraz. Da, lasă, lasă, auzi. A venit mămica. Ce? Stai puțin, stai puțin, stai. Ține-te tare, ține-te tare, lasă. Da, mulțumesc. S-am divorțat? Da, mă bucând. Mama soacră mai să mă sufoșe. După cum m-am îmbrățișat cu foc, cred că nu le-ai spus. Ce să le spun? Că te-ai vândut pentru 10.000 de lei. Mi-a fost de-a dreptul rușine. Rușine pentru care din noi? Să nu fi spus adevărul. Da, să le spun eu. Doamne. Hai să ne Dacă promiți că ai să devii o soție viitoare și drăguță, sunt gata să uit totul. Pupa! 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 Patru. Cinci. Ce faci, Mitică? N-ai de lucru? Păi n-ai zis tu să număr până la cinci. Și tu? Mai bine, du-te și adu surpriza aia pentru copii. Să rămân, închide, bine ai venit! Bine te-am găsit. Mica? Te așteaptă. Cine vine? Cine vine? Mânca oară mama pe ea. Dragă, mami, dragă, ia uite. Ce mă bucur, da, tăticu. Las că vine și el când s-o mai încălzi. Știi tu, cu azma lui, ia scoate-mi și mie asta de pe cap. N-ai oglindă? Da, ce-i cu voi? Ce? Asta-i moda? Pe aici, pe la voi? Nu, că vin de la seară. Iar nu mănânci. Aoleu, ce-am să-ți fac? Cine-ți gătește ție? Ia să-ți spui tu. Păi eu gătesc, mămică. Cum gătești tu? Când eu nu te-am pus la treabă niciodată, nu ți-am spus să te duci să mănânci la cantină. Ca să poți să muncești, trebuie să mănânci, fată dragă. Nu se poate în altfel. Am dreptate, am dreptate. Aoleu, ce-am să... Ce faci, dragă? Nu mai vii odată? Unchiul tot intende la liceu, e? E, nu. Acum este intelectual, pensionar. Și o fi făcând dragă de să mâncă-i atâta. Ia spune, maică, voi ce mai faceți, copiii mami? Mânca var mama pe voi. Bine, pe voi, bravo. Merge bine? Bine. Ești mulțumită? Mhm. Ei, bravo. Ia uite-l mânca, larma.
Răducule! Vin la mama! Vin la mama să te pupe, dragul mami! Că tu ești un băiat, mâncă-l-or mama pe... Ce, te mai pupa cineva? Atât eu! Stai să te șterg! Vai, mamă, în halul ăsta, dragul! Stai, unde? Așa. Stai nițel să te șterg, că sunt unsă de... de ou! Ia, ia, dragă, ce faci, mitică? Mitică, ce faci, dragă, cu cadoul ăla? Ia treceți voi dincolo să... să... Te-am călcat pe picior, iartă-mă, și ce să fac, e locul strâmt? Mitică! Cât stă? Până la primăvară. Credeam că ți-e rău. Ia dă-mi coace surpriza aia. Răducule! Răducule, mamă, unde ești, puiule? V-am adus... Ia uite la el ce ținere de minte are. Eh, acum să te vedem dacă ghicești aici. Un pian? Cu coadă. Să-l botezați Costică. Uite aici. Așa. L-a câștigat Costica la tir. Să-l păstrați, copii. Să-l păstrați. Pentru ăla micu. Care ăla micu? Ăla mic. Să-i pune numele Costică. Ah, ce frumos material. Bravo. Aulă. Dar ce-i cu asta? Era o ușă, mămico. Dar nebuna a tencuit-o. Care nebuna? Ce nu știi? Aia care a locuit înainte aici. Și dincolo ce-i? Camera mea? Este o încăpere în care îmi țin eu hainele. Adică până luăm niște mobilă, mai ca lumea. Și de ce n-ați dărâmat zidul până acum, mă, copii? N-am avut timp, mămico. Auzi, Costi, mitică, nici timp n-au săraci. Doi. Unchiule? Trei. Patru. Ai văzut lupul? Ce știi tu? Nu poți să lucrezi la un liceu fără să ai prestanță. Tu ai antrenament? De ce ți-ai pus pijama? Dacă vine cu Ana Leonora să aducă un par cu apă. Știi ce? Să nu te mai alegi de mama. Dar ce vreți? Scoate-mi pantaloni! Ce? Scoate-mi pantaloni! Te stai acolo! Îmi trebuie să trage! Trage, trage! Zbrași pe tine! Copilași! Da, mami! Noapte bună, copii! Noapte bună! Noapte bună! Lasă-mă pace. Hai, domnule. Hai, domnule. Lasă-mă pace. Hai că vine iar, domnule. Da, ia mâna, domnule. Vine iar. Căsuța noastră, cuib ușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța ce? Auzi, Leonoro, număr și eu dacă când ajung la cinci stingi lumina.
scuzați. Mărdați. Aveți să-mi transmiteți ceva? Tu erai. Nu transmis nimic. Am trecut pe la tovarășa inginer și... Ce credeți că am văzut? Se sărutau. Era puțin dezbrăcată. Și era în pijama. Și patul era un pic în dezordine. Și... Erau două perne sau tovarășa primar. Săraficu, ia du-te tu și trimite-mi pe președinte, da? Da, hai. Imediat. Te-ai impacientat degeaba. Ce-a spus? Că te-ai speriat degeaba. Doctore! Ce-i, profesore? Doctore, fii atent! Ce s-a întâmplat? Fii atent, am compus o melodie extraordinară. O să-ți placă. Unde ești, draga mea din București? Unde sunt speranțele iubirii? S-au sfârșit ca toamna trandafirii. Unde sunt și unde ești? Voltesc colțuri dragi din București, ce cântau cu inimile noastre melodii spre zările albastre. Dar a fost odată ca povești. Vă rog, domnule. Unde ești, bulețin de București? Vezi pierdut în neagra veșnicie, cum a spus cândva o poezie. Unde sunt și unde ești? Unde ești, bulevardul asfaltat? Unde e, doctor? Pe care ai vitrine cu garoare și noi an de cinema. Ce faci, stai? Se discote și rog la troma tango. Maestre? Acest tango sentimental îl cântingă șeptel, iar dorul meu de București prezent e la apel. El n-are glas ca mine, dar precis dacă-ar avea același cântec zi și noapte, ar cânta. Ce fain. Vă cheamă primărița și președintele. Au zis că e ceva urgent. Salt în bancul. Habar n-are de muzică. Altcineva a compus cântecul tău, originalule? Noi, la Bolentin, nu tolerăm asemenea situații. Nu tolerăm! M-ați înțeles? Ce, care situație? Care situație? Poftim! Poftim, care situație? Îți faci dumneata numai decât bagajul și pleci. Ne-am înțeles? Îl fac și plec. Stai, tovarășe, stai. Stau. Stai, tovarășe, că la noi nu merge așa. Dar ce-ți imaginezi, dumneata, că vine fiecare și pleacă atunci când vrea el? Nu plec când vreau, plec când spuneți. Mai întâi să răspunzi, dumneata, pentru abaterile de la morală. Ce morală e vorba? Care abaterii? Păi, dumneata și cu tovarășa ingineră, fără jenă, fără acte... Certificat de căsătorie.
Bravo, tovarăș. Bravo. Știam eu că dumneata ești un cadru de nădejde. Bravo, să știi, lumea te laudă. Bravo. De ce n-ați spus până acum? Știți, la noi e o situație mai specială. Adică? Pentru că, după cum spunea un savant neamț de origine germană, femeile cu ochelari și cam de talia Silviei sunt foarte geloase. Și ea spune că eu joc numai ca să impresionez sexul slav, știți? Adică frumos vreau să spun. Și nu e așa. Mai spune acte și mai câte. Și acum înțeleg că v-ați împăcat, nu-i așa? Da, au venit socrii. Mitică! Zici că m-a auzit? Nu s-aude nimic. Ei, hai să începem! Acu! Una! Doi! Trei! Patru! Cinci! Mitică! Ce faci, eu nu ai reprit? Hai! Hai! Vrei să mă omori? Dar tu ce faci, mă? Aoleu, te joci cu telefonul? Păi tu nu te uiți că nu e în priză! Ți-ai pierdut mințile! Pune mâna pe baros, ce stai? Eu te-ai zis? Ferește! Să trăiești, dragă! Ce-o să se bucure copiii? Tovarășule, cine... Mamă, ne-ai distrus toată casa! Mamă, de ce te... Ce, dragă, ce-am făcut? V-am aranjat apartamentul! E cineva? Nu sunt aici, nu sunt aici. Tovarășul doctor dumneavoastră, bună ziua! Sărmăna, Silvia e aici. Tovarășa inginer nu este aici. Ce rău îmi pare. Tu citești mult, nu? Da, îmi place foarte mult. Atunci te duci până la bibliotecă și mi-a adus și mie o carte. Ce-ți place ție? Hai, da, da. Du-te, du-te. Da, da, sigur. Clasificarea criptogramelor e bine? E minunat, dar du-te. Aici era stajul inginer. Aici. Ai putea să nu mă deranjezi acum? Asta ar fi singurul moment în care pot să vă deranjez. Vreau să vorbim! Silvia... Poftim. Eu nu mai suport. Ce nu mai suporti? Cum trăim noi așa? Ce crezi că-s de lemn? Ce vrei să spui? Vreau drepturile mele legale. Legale. Ce drepturi legale? De soț. Cu ce v-ați servit? O bere. Două. Două bere. Și mici. Și... Bine, și mici. Da. Iule. Am și o întrebare. Da. Ce-i zice dacă ți-aș cere mâna Silviei? Cu ce te-ai îmbătat, băiete? Păi nu te-ai însurat odată? Da. Dar mi-a plăcut. Mai vreau odată. Păi o să da de câte ori vrei tu. Și chiar și când nu vrei. Și acum ce facem? Focalizați soarele în toate oglinzile, clar? Am înțeles.
Ce surpriză! De ce ai venit? Ce cu tine, ești bolnav? Ce s-a întâmplat? Am depus actele pentru căsătorie. Da? Păi dacă ți-e rău, retragere, nu? Bun. Ce? Nu pot, că ne vede lume. Tocmai aici ai găsit să fii convențională? În mijlocul energiei neconvenționale. Hei, tovarășe! Cum intri în graj? Fără să te ștergi la picioare, ieși afară din graj! Unde e tovarășul doctor veterinar? Tocmai dumneavoastră să-mi faci una ca asta, tovarășe Gică. Om cu carte. Lasă asta, unde e tovarășul veterinar? Ce s-a întâmplat? Îl caută tovarășa primar, să vină la dânsa repede. Nici o grijă, îi spun imediat. Eu nu mai înțeleg nimic. Dumneavoastră ați depus actele pentru căsătorie, da? Bine, da, acum câteva zile mi-a arătat un act tot de căsătorie. Tot cu... Bine, și ce s-a întâmplat? Hotărâre de divorț. Adică dumneata ești divorțat. Tot de ei? Și acum vrei să te căsătorești. Tot cu... Știți, eu sunt statornic. Cred că vă trebuie un par cu apă. Imediat, vă duc un par cu apă. Mici, am să-ți urma cu domnișoara Getuța? Naș, naș, Getuța noastră n-a găsit decât bărbatul care s-o merite. Să vă trească. Bine-mi pare, bine-mi pare, că ai bine pe capul soare. Să-mi văd fata îmbrăcată mireasă. Mamă. E? Mamă. Hmm? Mamă și unciule Mitica. Ce, dragă? Nu, cu unciul Mitica am vorbit deja. Ah. Mamă, permiteți-mi ca în aceste clipe să vă cer mâna Silviei. Dar ce nu mi-ai mai cerut-o odată? Ba da, și n-a fost rău. Mai vreau odată. Aoleu, în calar mama te-ai îmbolnăvit. Nu. Vai de capul meu, Mitică! Silvia! Silvia! Ce-i, mămico? Ce-i? Cheamă, dragă, salvarea, că a nebunit băiatul! Hai, iute! Iute, iute, zbor! Ia uite-te la... Ce-i, mămico? Ce s-a întâmplat? Ce salvare? Păi ce tot cum? Spune? Nu vezi că a nebunit bărbatul? Te cere de nevastă! Dar foarte bine, ce? Nu ziceai că-l iubești, că e băiat bun? He, ne căsătorim! Și-ați dormit în același... cameră... Fără acte la primărie! Dormit, atât, atât, dormit. Primarul, să fie primarul! Nu se poate, nu se poate! De ce? E primăriță! Mitică salvarea! Iau! Nu, te rog, mămică, nu! Tu ce stai, nu vezi că la mămica e rău? Adu-mi pahar cu apă! Că de-aia sunt bărbat! Păi de-aia ești bărbat, bărbat, sigur că de-aia ești bărbat! Rece! Amică, amică, amică! Ia lăsați-mă în pace! Fără nuntă nu mai stați o clipă! Și trimite-mi o telegramă lui Costică! Costică Popescu, strada portului 13 Călăraș. Adică lui! Adică tu! Dragă Costică, adică stop! Eu. Numără până la 5, dragă Costică, stop! Și răsufla adânc! Numeri până la 5, stop! Și răsufle adânc! Stop! Nuntă mare, stop! Nuntă mare! Vino cu primul tren, stop! Stop. Vino cu Leonora, primul tren, stop! Leonora, stop! Terminat! Stop! Terminat, stop! Hai, gata, gol! Hai, pe
Dragii noștri, stop, mi-e dor de voi, stop, ce fac nepoții. Eleonora și Costică. Mai. Hai jos. Dau și eu. Mai. Ce? Ce? Uite, întreabă bunicii de voi. Să facem o poză să le trimitem. Silvia! Silvia! Ce? De la coala Leonora. Și tata Costică. Ne e dor de voi. Trimiteți o poză cu copiii. Așteptăm urgent, top, când ne mai vedem. Serafico, ne face o poză? Păi, face, face. Dragă mamă și tăticule, ne grăbim să vă trimitem fotografia dorită. Cât despre faptul când ne vedem, nu depinde de noi. Stop. Așa că noi zicem să luați primul tren și să veniți. Stop, stop, stop. Terminat. Unde ești, draga mea din București? Unde sunt speranțele iubirii? S-au sfârșit ca toamna trandafirii. Unde sunt și unde ești? Mi-amintesc colțuri dragi din București, ce cântau cu inimile noastre melodii spre zările albastre. Dar a fost odată ca-n povești, colindam pe străzi cu tine, iar lângă noi și dorul hoinărea. Ne simțeam atât de bine că n-am fi vrut să ne oprim cândva. Unde ești, draga mea din București? Împăreai iubirea mea cea mare, dar ai fost o simplă trecătoare. Te privesc, dar ce departe ești?